imagini cu Simina de la Puterea Dragostei la maternitate. A venit însoțită de Alex Zănoagă. Au apărut primele imagini cu Simina și Alex Zănoagă de la Puterea Dragostei. Au mers împreună la un control medical. Simina de la Puterea Dragostei va naște peste 5 luni, iar Alexandru Zănoagă va deveni tătic. Nu există fericire mai mare pentru cei doi? De când au aflat că vor deveni părinți, au început să se pregătească temeinic pentru acest moment. Recent, pe social media au apărut primele imagini cu Simina de la Puterea Dragostei la maternitatea Giulești, alături de Alex Zănoagă. Fosta concurentă a mers cel mai probabil pentru un control medical, având în vedere că este gravidă în 4 luni. Oare va afla ce sex va avea bebelușul? Semnul întrebării. Simina Loica a fost surprinsă în timp ce aștepta pe scaun să intre la doctor. Alex Zănoagă părea vizibil agitat la medic. Mai multe imagini, în galerie, semnul exclamării. Simina de la Puterea Dragostei a răspuns la cea mai arzătoare întrebare, după ce și-a arătat burtica de gravidă. Simina, fostă concurentă a competiției Puterea Dragostei, iubita lui Alex Zănoagă, și el fost concurent, și viitorul soț al ei, sunt în culmea fericirii, după ce s-a aflat că vor deveni părinți. Mai mult decât atât, Simina este tare încântată că va aduce pe lume un copilaș și se gândește deja ce nume să-i pună. În urmă cu o seară, Simina a fost întrebată într-un live dacă a aflat care este sexul bebelușului. Astfel că, cineva a întrebat-o în comentarii, ce ai, fetiță sau băiat? Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a răspuns ferm, nu știu. Simina Loica este gravidă în aproape 4 luni. Mai mult decât atât, a fost întrebată ce nume ar vrea să poarte copilul din cântece. Astfel că Simina a răspuns, cred că o să-i pun numele Daria sau Maisa, eu îmi doresc băiat, ce vrea Dumnezeu. Oare fosta concurentă de la Puterea Dragostei simte că ar fi fetiță sau dorința ei se va îndeplini? Acest lucru, cel mai probabil, îl vom afla în curând, când va fi dezvăluit sexul bebelușului. De asemenea, Simina de la Puterea Dragostei le-a arătat admiratorilor săi și burtica de gravidă în timp ce discuta cu oamenii pe live-ul ei.